După un meci spectaculos disputat în Ungaria împotriva naționalei Israelului, tricolorii și suporterii au toate motivele să sărbătorească. A fost o seară încărcată de emoții pentru mai multe echipe în drumul spre campionatul european. România a reușit să obțină calificarea la Euro 2024 după un meci spectaculos câștigat în fața naționalei Israelului. Victoria românească a însemnat un ajutor uriaș pentru o altă echipă în drumul spre calificare. Echipa din Țara Cantoanelor nu a reușit să se impună în întâlnirea cu Kosovo, partida finalizându-se cu un scor egal 1-1. Elvețienii și-au asigurat însă biletul la Euro datorită românilor. Jurnaliștii de la Blic nu au ezitat să mulțumească pentru ajutor cu un simplu "Mulțumim, România", scris chiar în limba română. Eme, venim, dar nu există nicio victorie împotriva Kosovo, echipă de clasa a treia, și astfel avem o calificare fără euforie. Putem spune un singur lucru: mulțumesc, România, mulțumiri. Chiar și după nașterea cu forceps, bebeluși frumoși pot vedea lumina zilei. Această calificare la campionatul european a fost o altfel de naștere cu forceps. Până la urmă primim biletul datorită faptului că România învinge Israelul. Euforie? Nici vorbă. Meciul împotriva Kosovo, împotriva unei echipe extrem de limitate, performanța echipei naționale, departe de a fi bine, au scris cei de la Blic. Sâmbătă seara, la finalul meciului ce a adus tricolorilor calificarea la Euro 2024, Edi Iordănescu și-a lăudat jucătorii, despre care a spus că este mândru, punctând că echipa a ținut steagul sus pentru România.